Cartea Cântarea Cântărilor. Haideți să ne rugăm și să cerem ajutorul Lui Dumnezeu. Doamne, Te laud și îți mulțumesc pentru tot ce ne dai Tu. Îți mulțumesc pentru răscumpărare și îți mulțumesc pentru familiile noastre, pentru soțiile noastre. Doamne, Te rog frumos să continui să lucrezi în viețile noastre și să ne ajuți să ne întărim casele, să continuăm să lucrăm și să dezvoltăm relațiile dintre noi. Amin. Amin. Fraților, în această seară avem un text mai lung. Este împrejurarea în care cei doi au ajuns în ziua nunții. Și în ziua și în noaptea nunții sunt trei cântări. Le citim pe toate dintr-un motiv, cred, ușor de văzut. Dacă le-am fi fragmentat să le luăm pe fiecare pe rând, se pierde atmosfera și lucrurile pot fi așezate în contexte altele decât cele pe care le ai în ziua și în noaptea nunții. De aceea le avem împreună și așa le și citim. Lectura începe la capitolul 3, versetul 1 și merge până la 4 cu 15. Am căutat noaptea nașternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și i-am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum, în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? Iată este patașca lui Solomon, cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt desprinși la luptă, fiecare cu sabia la coapsă, ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar în mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub mahrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și nici una din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrajul tău este ca o jumătate de rodie sub mahrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândoi sânii tăi sunt ca doi pui de cerbi,
ca gemenii unei căprioare care pască între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, solo mireaso. Mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, solo mireaso. Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso. Miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso. Un izvor închis, o fântână pecetluită. Odrastele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălin negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufar de tămâie, smirnă și aloie, cu cele mai alese miresme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Acesta este textul nostru. Un text pe care noi îl ținem la oaltă pentru că exprimă lucruri necesare pentru nuntă. Puteți vedea atenția mare cu care autorul vorbește. Limitele lui sunt la fel ca și în capitolele anterioare. Merge până la un punct în a fi descriptiv. De la un anumit punct se mută în alegorie. Vă las pe dumneavoastră să citiți 4 cu 16 și 5 cu 1. Acelea sunt versetele de culme din carte. Acolo se consumă nunta sau noaptea nunții. Texte care pot fi citite oriunde sunt profund alegorice, dar acela este apogeul la tot ce am avut până aici. 5 cu 16 și 6 cu 1. Noi revenim la prima cântare. Începând de la versetul 1 și până la versetul 5. O cântare care descrie o mireasă care nu mai are răbdare. O vedeți? Dom'le, dorm și nu pot să dorm singură. Îl caut și nu-l găsesc. Nu e aici. Într-un anumit sens, 3 de la 1 la 5 vine și recapitulează idei pe care noi le-am mai întâlnit în carte. Idei care arată cât de greu i-a fost și încă este să iasă din lumea ei și să facă pasul înspre lumea lui. Finalul acestui proces are loc în prima cântare. E o cântare în care ea își învinge orice temeri. Dragostea pentru el s-a maturizat. Este puternică. Ea are curaj. Și este descrisă acțiunea ei într-un mod metaforic. Ea nu umblă pe uliți, nu umblă pe la zidurile cetății să îl caute. Ea, fiind descrisă în acest fel,
deja este prezentată ca pe o fată care are curajul. Te caut, ești iubitul inimii mele și locul nostru este împreună, în aceeași casă. Aici avem în cântarea ei, în camera mamei mele, acasă, la părinții mei. Acest curaj a venit greu și noi știm istoria ei. Pe de o parte, frații ei s-au purtat rău cu ea, lumea în care era el, descris ca și păstor, de asemenea, o lume care nu o primește ușor. Ea are nevoie să treacă peste aceste obstacole. Această căutare este un proces care o schimbă, care o transformă. A venit vremea să treacă de la fantezia romantică, cum îl visează, cum și-l imaginează, cum îl dorește, la pasul decisiv, la ziua nunții. În prima cântare ea nu-l găsește imediat. Cuvântul spune, revin la versetul 3, m-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? După ce a trecut de ei, îl găsește. Citim textul într-un mod alegoric, metaforic. Păzitorii cetății sunt personaje care au același rol pe care îl are fecioria în viața unei fete. Ea nu-l găsește pe el. El nu este al lui, al ei. Și între cei doi, acesta este adevărul, aceasta este realitatea obligatorie pentru orice fată din Israel. Doar în cazul unei persoane căreia i-a murit soțul sau soția, doar acolo nu avem acest obstacol al fecioriei. În rest, de la toți, ține minte episodul cu Maria și cu Iosif. Ce problemă mare a fost pentru Iosif când el a aflat că logodnica lui este însărcinată. Așa ceva avem aici. Nu-l găsește. Doar după ce se trece de cei care păzesc cetatea, îl găsește. Este o imagine proleptică. Se spune mai înainte ceea ce urmează să se consume. Anuntă. Aceasta este prima dintre cele trei cântări. O mireasă care prinde curaj, care își depășește orice frică și e gata să treacă din lumea ei în lumea lui. Începând cu versetul 6, capitolul 3, și până la final, la 11, avem cea de-a doua cântare. O cântare despre splendoarea nunții. Deosebit de interesant următorul aspect. Când descrii nunta, te aștepți să descrii pe mire și mireasă. Uite, așa a fost mireasa, așa a fost mirele. Și începi să spui lucruri despre ei. Aici, nu ei sunt personajele principale, ci evenimentul în sine. Dar felul în care se alege descrierea este deosebit de sugestiv. Recitesc versetul 6. Ce se vede suindu-se din pustie? Ca niște stâlpi de fum. Ce ecouri auziți?
E foarte ușor, nu? După ce poporul lui Dumnezeu a fost eliberat din Egipt, urmează să fie condus de către Dumnezeu în pustie. Noaptea, stâlp de foc, iar ziua, stâlp de fum. Nor. Aceasta este imaginea folosită pentru a descrie într-un mod panoramic splendoarea nunții. O imagine a poporului Dumnezeu călăuzit de Dumnezeu înspre țara care le-a fost promisă. Așa ceva avem aici ca și tipar de înțelegere a zilei nunții. Nunta este descrisă ca o nuntă de împărat. Acum, cum veți auzi felul în care explic acest text. Deși se vorbește despre Solomon, nu e nunta lui Solomon. Nunta lui Solomon este folosită ca o nuntă ideală care devine model pentru toate nunțile. Alaiul de nuntă, garda de onoare, parfumurile care învăluie absolut tot. Toate sunt descrise în termeni idilici, ideali. Veniți să-l vedeți pe Solomon. Mirele fiecărei mirese este descris în acest fel. E ca și împăratul Solomon. Iar alaiul, caleașca sau ce mijloc de transport foloseau, este ca și patașca lui Solomon. Unică în Israel, ni se dă descrierea ei. Ceea ce vreau să surprindem noi este următorul lucru. Și cu privire la această a doua cântare și cu privire la a treia cântare. Felul în care se vede nunta, iar apoi începutul nopții, nunții, este în termeni ideali. Dacă în istoria neamului nostru a avut cineva un eveniment de acel fel perfect, acela e modelul și pentru nunta. Lucutare și alucutare și alucutare și alucutare. De asemenea, lucru neașteptat, cel puțin pentru felul în care noi ne gândim la o nuntă, totul este cuprins în parfum. Totul. Atât de multe rășine frumos mirositoare sunt încât ai stâlpi de fum. Și ei sunt afară. Ei sunt afară. Totul este parfumat. Totul are o atmosferă de vis. Evenimentul în sine are o splendoare unică. Unică. După această atmosferă generală a mirodeniilor, a miroznelor, lucrurile se restrâng. Și primul element care vine în atenție sunt vitejii lui Solomon. Această expresie este expresie consacrată în Vechiul Testament, pentru că mai întâi apare în contextul tatălui lui Solomon, al lui David. Vitejul lui David, o expresie celebră. 30 la număr. Solomon are 60. De două ori cât tatăl său. Ce rol au ei la nuntă? Rolul lor, de asemenea, este simbolic. Ei trebuie să se asigure că mireasa ajunge la mirele ei în siguranță. Ajunge curată,
Acesta este în cadrul textului nostru, a cântării noastre, rolul gărzii de onoare. Da. Mirele are acest grup puternic de oameni care se îngrijește ca mireasa lui să ajungă cu bine la el și nimeni să nu-i facă rău, de niciun fel. De niciun fel. Mireasa trebuie să ajungă în siguranță la bărbatul ei. Următorul element care este descris de asemenea în detalii este patașca lui Solomon. Un mijloc de transport, fie dus de oameni, fie pe roți. Discuțiile sunt multe, probabil pe mâinile oamenilor, dar nu asta e important, cine îl duce. Important e cum e. Cât de extravagant e. Vreau să vă spun doar așa, un singur detaliu. Un singur detaliu. Citesc din versetul 10. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii a făcut din argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură. Nu știu dacă dumneavoastră știți ce este purpura. E clar că e o țesătură. Ce anume o face specială? Culoarea în sine este de o extravaganță ieșită din comun. Culoarea respectivă se produce dacă negustorii respectivi au acces la moluște de un anumit fel. E nevoie de undeva de 8.000 de moluște pentru a extrage un gram de purpură, de culoare respectivă. Ne putem da seama cam cât de multe trebuie ucise să faci un covor, o țesătură. Deci prețul este astronomic. Astronomic. Patașca lui Solomon are în componența ei și așa ceva. Scaunul este sigur, detaliile celelalte de asemenea sunt deosebit de scumpe, dar acesta este obiectul cu cel mai scump, cel mai de preț din ce avem acolo. Nu mi se spune nimic despre el, despre ea. Nu. Se declară, se descrie frumusețea evenimentului, splendoarea lui. La final, ea cheamă pe toate fetele. Veniți să-l vedeți pe împăratul Solomon. Veniți să vedeți pe mirele meu. Pe mirele perfect, ideal. Raportarea la ziua nunții trebuie să fie în acest fel. Cei care n-am avut nunta ideală, sau, mă rog, din vari motive, a fost mai puțin de un așa grad, ulterior mărturisim neajunsurile. Deci, aici nunta are acest aspect.
este de o splendoare deosebită. Ce se ne scrie mai departe? Capitolul 4, de la versetul 1 și până la versetul 15. Da, vă rog! Ce îi spune sorul mereasă? Înțeleg că sunt de chiar pe mine. Nu, vedeți, soră și frate, da, întrebare bună, soră și frate sunt termeni folosiți de evrei pentru a-i descrie pe connaționalii lor. Ei toți sunt fiii lui Iacob sau fiii lui Israel. Deci ei sunt frați și surori. În acest fel. Aplicația ulterioară, da, deci... Da, sora să fie de aceeași credință cu tine. Putem spune, da, sunt evrei și unii și alții. În acest sens, este adevărat. Da, sunt de aceeași credință. Da. Dar vedeți, apare acest fel de a o descrie pe ea. Ea este mireasă. Vă rog. Pe ce principiu treci de la lucrurile care sunt scrise la alegorie? Dacă erau lucrurile care erau infine sau lucrurile legate personale, înțeleg alegoria. Dar de ce în textul ăsta ai ales, sau de ce au ales, sau pe ce principiu s-a făcut alegerea, să treci la alegorie? Da, da. Hai să explic. Deci, păzitorii cetății, i-am explicat ca și o expresie care vorbesc despre fecioria fetei. De ce nu puteți să spun direct așa? Pentru că ea este prezentată ulterior în carte ca o cetate care are ziduri strașnice. De necucerit. Puțin să citesc, cred că în 5 cu 7. Așa, și ulterior, mai clar, 6 cu 4. Acesta este motivul. Plecarea ei, toată ieșirea de acasă este explicată într-un mod alegoric. Da. E puțin probabil să o înțelegem pe ea ca pe o femeie care rătăcește noaptea să-l caute. Deci totul este descris lăuntric. Astea sunt zbaterile. Îl caut, îl doresc, el nu e aici, sunt singură. Mă duc după el. Există și interpretarea aia, că spune că pleacă. Deci nu interpretarea care e dat-o. Există și cealaltă în care spune că fuge. Multe altele există, sigur. Multe altele. Există altele care spun că deja aici, la capitolul 3, fără să mai țină seama de nimic, ei deja au consumat toate și el o lasă și pleacă. Deci, da, nu citim textul în acest fel. Deci, da. Nu e așa de mult explicația textului, ci faptul pe ce principiu treci de la citire la alegorie. Atât da. Dar... Deci, da. De aceea am citit toate trei cântările împreună. Toate trei. Toate sunt cântări care au de-a face cu ziua nunții și noaptea nunții. Consumarea nunții îi apare la finalul capitolului 4. Nu am lucru. Da. Ai spus că asta e nunta ideală. Nu știu pe ce principiu ar fi ideal, pentru că până la urmă Solomon nu cheltuie nimic, atâtea de omul. Acum, dacă Solomon... Numai puțin. Dacă Solomon în textul nostru este portretizat ca și tiparul de mire, nunta asta nu e nunta lui, ci este nunta unei fete tinere din Israel, a unui băiat din Israel care își văd nunta după tiparul respectiv. Asta este ideea. Totul este în termeni regali, ferici. Dar de ce
carte, probabil nu am mult așa mult. Nu, deci, numai puțin. Deci, ideea este următoarea. Evenimentul respectiv, având în vedere profunzimea și intensitatea iubirii dintre ei, este văzut ca de neegalat. Chiar dacă ești sărac lipit și probabil n-ai patașcă, dar având în vedere ce este între cei doi, totul este perfect. Mai mult de atât. Mai mult. Deci intensitatea iubirii face ca evenimentul să fie perfect. De aceea, nu e atât de mult o chestiune de cât argint sau cât aur ai să cheltuiești la nuntă, ci cum trăiești ziua respectivă. Acolo. De? Acolo. Că poți să n-ai. Sau vorba ta, poți să ai și nici nu simți că arzi tămâie. Că, nu, e destulă. Nu asta este important. Important e ce e între cei doi. Cum vezi? Nunta respectivă e ca și când poporul a fost scos din Egipt, a trăit eliberarea, e dus înspre țara promisă, Dumnezeu în mijlocul lor și îi călăuzește. Stâlpul de fum în pustie. Îți vezi nunta în așa fel. Prima imagine, iar pe a doua, este cea a lui Solomon. Foarte, foarte important. Finalul cântării este mai vine cineva. Vine mama lui Solomon care pune corona pe cap. Vedeți? Ce personaj e pus așa în umbră acolo. Noi știm cine a fost mama lui Solomon, nu? Bathsheba. Bathsheba este personajul care ia, lua mințile lui David. Deci din punct de vedere al iubirii, ea este personajul care contribuie la acel eveniment. Că nu ai pe altcineva care să fie rece, distanț, să apare la nuntă. Strigă ziua. Haideți mai departe, că pe aici chiar că trebuie să facem pașii mai mari. A treia cântare este cântarea din Noaptea Nunții. Cântare care are un singur scop. Un singur scop. Dacă nunta este prezentată într-un mod ideal, perfect, ce acolo trebuie să fie deosebit, fascinant? Mireasa trebuie să fie la fel. Ce scrie versetul 7 este cheia. Ești frumoasă de tot. Nu ai nici un cusur. Toate descrierile, până la un anumit punct, descrieri luate literal, de la un anumit punct, se trece în alegorie, toate au același scop. Cea cu care te-ai căsătorit este fără cusur. De la început, așa trebuie să o vezi. Descrierile pe care le avem nu au corespondență în ziua de astăzi. Pentru că noi nu trăim într-o societate agrară, pastorală. Pentru noi nu are semnificație momentul în care oile ies din scăldătoare. Nu? Dar pentru o lume ca a lor, acela este momentul în care oile s-au spălat. Știți ce urmează? Urmează să fie tunse, lâna să fie adunată. Când alături de ele sunt și miei lor, asta ce arată?
binecuvântările lui Dumnezeu asupra muncii tale. Turma ta crește. Și e aceste imagini ale unor binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă peste casa ta și le folosești pentru a descrie pe ea. Când zâmbește, când îți vorbește. Așa o vezi. Ideea rămâne aceeași. Mireasa ta e fără cusur. Dacă nu o vezi așa, de acolo pleacă toate problemele. Noi știm că nu există persoană perfectă. Nu există. Dar cea care îți este mireasă, pe ea așa trebuie să o vezi. Asta este privirea de ansamblu. Lucru imediat următor. Deși nunta a avut loc, suntem în situația în care îi avem doar pe cei doi. El nu o abuzează. El nu este stăpânul care pretinde. Nu. El știe că ea întotdeauna va trebui văzută, citesc din versetul 12, ca o grădină închisă, ca un izvor închis, ca o fântână pecetruită. Lucrurile trebuie așa zidite, abordate, încât fântâna să se deschidă, izvorul să se deschidă, grădina la fel. El este soțul ei, ea e mireasa lui, dar se ajunge la consumare numai pe acest drum. Lucrurile sunt personale în fiecare casă și nu intrăm în lucrurile respective. Dar ca și abordare, aceasta este. Aceasta este. El îi spune cum o vede. Numai când ea este convinsă de dragostea lui, ea se deschide. Altfel, rămâne închisă. Rămâne închisă. Această cântare a treia trebuie citită și recitită. Ai nevoie să înveți acest tip de limbaj pe care să-i spui la ureche. Știm cât de dificil este pentru personajul masculin acest lucru. Foarte dificil. Nu este natural. Sunt și băieți romantici. Eu nu cunosc foarte mulți, dar sunt. Mă gândesc că sunt. Deci astea sunt lucruri care trebuie învățate. Cu mireasa ta. Cu soția ta. În felul acesta avem cântările de la nuntă. Nunta se consumă, versetele 15, versetele 16 și 5 cu 1. O alegorie deosebit de plenară. Citiți textul respectiv ca să vedeți bogăția lui. Ce luăm noi de aici, așa, ca o concluzie, două, trei idei. Ieșirea dintr-o lume și intrarea în alta este o hotărâre grea. O hotărâre care se bazează pe convingerea iubirii. A dragostei. Pregătirea și înfăptuirea nunții trebuie văzută la superlativ. În termeni ai splendorii. Evenimentul este un eveniment aducător de libertate, de viață. În sfârșit, cei doi sunt unul cu celălalt. Iar apoi,
din partea Lui vine această cântare, această declarare a perfecțiunii ei. Ești frumoasă de tot. N-ai niciun cusur. N-ai niciun cusur. Așa o vede El pe ea. Acestea sunt lucrurile care trebuie luate de aici. Fiecare casă are limbajul ei. Toate pot fi îmbunătățite. Textul de aici este un exemplu. Un exemplu de cântare. Acestea sunt lucrurile pe care le-am avut. Vă dau mie, te rog. Este cineva care a cunoscut cultura de atunci, cunoaște cultura de acum și a făcut scrierea asta în limbajul de astăzi? Ai trecut așa peste așa literatură? Nu, nu, nu. Deci, interpretarea lucrurilor alegorice care pentru noi n-au sens. O, deci, există comentarii foarte bune pe cântarea cântărilor. Da, există, da, există. Da. Am și eu vreo 3-4. Care au cunoscut cultura de atunci și... Toate explorează cât putem cultura de atunci cu privire la pregătirea pentru nuntă, ziua nunții și ce urmează după nuntă. Cam cu Jimmy from Lebron. Ce vrea să zică? Ce-ar trebui să spună? Unde ești? Am luat un verset la nivel real, versetul 8. Cam cu Jimmy from Lebron în Marguerite. Cum ar trebui să-i spună ei lucrurile ca să aibă exact același înțeles? Da, care deci, l-a avut el, cum i-a spus ei atunci. Da, deci, ideea care este, și nu apare pentru prima oară aici, ia-mă cu tine. Vino împreună cu mine. De unde ai fi? Este dorința ca cei doi să fie unul cu celălalt. Asta este ideea. Pentru noi este dificil limbajul parfumurilor. Că, nu, deci, nu știu dacă dumneavoastră le aveți așa de intense în casă. La noi, nu. Foarte rar. Dar aici, asta este atmosfera. Asta este atmosfera. Da, vedeți? Ceapă. Așa. Da. Din o mândră de cămară. Da. Vedeți? Fiecare, exact. Dar gândul care este, dacă vocabularul respectiv comunică ceea ce trebuie, el trebuie folosit mai departe. Dar noi toți știm că întotdeauna poate fi îmbunătățit. Și poate fi mai bine. Și mai plăcut. Și mai profund. Vă mulțumesc pentru participare.